Bună seara! Bună seara! Bun găsit! Nădăjduiesc să mă vedeți, să mă auziți. Marți seara, ora 8, e deja, am trecut de faza în care să simt această întâlnire precum, eu știu, o rutină. Este o super bucurie să pot să fiu împreună cu voi, să putem să fim împreună și să împărtășesc din lucrurile pe care eu le descoper sau din ceea ce eu simt acum că ar fi de folos să ne aducem în cunoașterea noastră pentru a ne folosi de ceea ce acum se știe pentru menținerea sănătății noastre. Ca să trăim mai frumos, ca să ne fie mai bine. Undeva pe acolo, să ne zorim ca să trăim frumos. E un subiect, a patra întâlnire pe parte de sănătate tub digestiv, funcționalitatea digestiei și sănătatea tubului digestiv. Este un subiect pe care îl iubesc, despre care mă gândeam acum câteva ore că aș putea să vorbesc ore în șir, tocmai pentru că am foarte multe informații, o să fiu super, o să încerc să fiu așa pe pași, pentru ca să rămânem cu ceva în această seară a concluziilor legate de tubul digestiv, sănătatea tubului digestiv și digestie. În prima întâlnire v-am spus ceea ce eu am adunat ca și informații vis-a-vis de sănătatea tubului digestiv. Am făcut o introducere cu segmentele care compun acest sistem. Și v-am făcut familiar cu suplimentele cele mai valoroase pe care le consider a le avea în zi de zi în suplimentarea noastră atunci când avem probleme, disfuncții la nivelul celor trei segmente de digestie. Dacă vrei să revezi pe YouTube-ul meu, pe canalul de YouTube, la primul live de acum vreo lună, cred, o să poți să găsești aceste informații. Apoi am invitat oameni specializați în acest domeniu. A fost doamna doctor Delia Moscaliuc de la Suceava, care pe lângă medicina clasică, alopată, este specialistă în medicină homeopată, în nutriție funcțională și în medicina energetică. Atât de frumos, doamna doctor Delia ne-a vorbit despre microbiom și despre faptul că cumva starea noastră de sănătate, imunitate, starea noastră de bine este condiționată de aceste bacterii care sunt de 3 ori mai multe decât celulele noastre în corpul nostru. Wow! Suntem mai multe bacterii decât celule și asta mi se pare extraordinar de avut în vedere, așa ca și considerație ce putem să facem pentru starea de sănătate. Ce anume întrețin aceste bacterii? Cu siguranță sunt gândurile, mâncarea noastră și de aici vine o armonizare sau, din păcate, uneori nu. Ce a mai fost interesant pentru mine am rămas cu această informație pe care nu am știut-o, legată de un microbiom la nivelul aparatului respirator și de faptul că, de fapt, noi acum suntem la începutul descoperirilor acestora. Avem încă foarte multe, foarte multe de descoperit și suntem niște încăpățânați, avem nevoie să facem studii științifice, să descoperim chestiuni pe care bunicii noștri le aplicau și le făceau natural, nativ, inspirați pur și simplu, așa cum am vrea și noi să ajungem într-o bună zi. Domnul profesor universitar Adrian Goldiș a fost acum 2 săptămâni. Mi-a vorbit cu îngăduință despre tot ceea ce înseamnă acum afecțiunile tubului digestiv, despre faptul că dintr-o dată la dânsul la cabinet și datorită condițiilor din spital, dar și pentru că se întâmplă ceva în adaptarea noastră, dintr-o dată pacienții lui s-au mulțit foarte mulți. A fost foarte drăguț atunci când a spus că unii dintre ei nu au nevoie de intervenție, ci poate au nevoie de psiholog, așa că eu astăzi îmi propun ca, după ce urmărește această întâlnire, să ai o claritate dacă simți că ceva nu funcționează în digestia ta, dacă simți că ești balonat, că ai reflux, că ai flatulențe, că digestia nu este bună, că nu ai energie după ce mănânci, că ai kilograme plus și nu știi ce să faci cu ele pentru că te simți umflat, între ghilimele. Vreau ca după această întâlnire cumva să-ți fie clar încotro trebuie să te îndrepți. Un consilier de nutriție, un dietetician, un psihoterapeut, s-ar putea să fie legătura
cu sistemul și adaptarea noastră emoțională, adaptativă la mediu, un medic gastroenterolog. E foarte important să faci ceva sau să începi un proces autodidact și eu îți voi da câteva resurse dacă lucrurile nu stau de spectrul pe care prezentat de domnul profesor universitar acum 2 săptămâni. Hai să vedem ce fac eu, ce am înțeles eu, dar nu înainte de a bea o gură de ceai. Săptămâna trecută am băut un ceai de cimbru. Sunt fidelă unui ceai o perioadă de timp. Miroase bine și are un gust extraordinar. Beau un ceai de cimbrișor în seara aceasta, un ceai de cimbrișor care merge excelent pe sănătatea tubului respirator atunci când avem viroze, când avem inflamații ale tubului respirator, merge foarte bine pentru tractul urinar și merge excelent pe digestie. E o plantă cu care mă joc uneori vara și o miros între degete. Floarea de cimbrișor este atât de aromată, atât de delicată. Cât de minunată este natura. Ceaiul, primul punct pe care vreau să-l subliniez astăzi atunci când vorbim despre sănătatea tubului digestiv, despre digestie, primul punct se referă la hidratare. Hai să începem cu hidratare. Foarte mulți care sunteți aici și sunteți pe grupul dietetic, știți că apa se bea dimineața, 600 de mililitri de apă dimineața la trezire, dar poate că unii mai au nevoie să audă odată asta. 600 de mililitri de apă la trezire, hidratare este primul pas pe vindecarea tubului digestiv. Ai nevoie să înțelegi că atunci când vorbești de susținerea ta, susținerea sănătății noastre, noi suntem celule care se regenerează permanent. În 7 ani ne schimbăm cu totul, în câteva luni se schimbă organe, în 4 zile se schimbă toate celulele din tubul digestiv, că vorbim de tub digestiv. Păi nu e uimitor? Și de unde să vină toată forța asta dacă nu și din memoria care se găsește în apă? Apă și ceaiuri neîndulcite. Vrei să ai o stare de bine? Vrei să previi bolile? Vrei să previi afecțiuni care se pot dezvolta în timp? Ceaiul este cea mai la îndemână formă. Schimbă-le, rotește-le, nu bea un ceai mai mult de, eu știu, 2-3 săptămâni. Poți să bei 10 zile un ceai, să-l schimbi. Permanent bucură-te de informația pe care o găsești în plante. În plus, nu uita, așa cum spunea academicianul Ovidiu Bojor, că planta, ceaiul, are și o informație, un picioruș din spiritualitate. Pentru că plantele nu e așa o legătură cu soarele din care provin. Noi toți avem, dar mai ales în plante, prin această magie care se produce în momentul în care fotosinteza are loc, se produce clorofila și ceea ce ne dăruiesc fiecare dintre plante este uimitor. Hidratare, ceaiuri, simplu în prevenție. Vrei să te apuci de starea de sănătate? Poate că un detox sună pompos, pentru mine sună întotdeauna un detox. Bine, nu atunci când vorbesc, de exemplu, de un detox de metale grele pe care l-am făcut în toamna aceasta și mulțumesc lui Adi Timicer pentru asta. Am coriandru și în momentul acesta și azi dimineața am băut un smoothie din afine cu coriandru, dar nu sunt pro-detoxifieri, așa, hai dintr-o dată să nu mai mănânc ce mâncam și să beau numai sucuri și să mănânc numai salată și pe urmă iarăși încep să mănânc salam. Exagerez, iertați-mă. Da, ceva de genul acesta am vrut să spun. Sunt pro procesele de, asta am învățat în timp, studiindu-mi corpul, fiind atentă la mesajele pe care le primesc de la corp, urmărind oamenii cu care lucrez, că e foarte important să avem hidratare, deparazitare viermi intestinali. Se vorbește foarte puțin despre deparazitarea de viermi intestinali, însă vedeți, este în școlile de nutriție pe care le-am făcut fie aici la noi în România, fie în Statele Unite, pe internet, să știți că acestea toate vorbesc despre existența acestor paraziți intestinali, fie că suntem vegetariani, fie că suntem omnivori, avem nevoie de eliminarea acestor paraziți în organism. Sunt foarte, foarte multe congrese de nutriție care vizează doar microbiomul, doar suplimentarea cu vitamine și paraziții intestinali, pe asta se merge. În general nu mai vorbim de combinații alimentare sau de macro sau microelemente. Am 3 cărți care sunt mari și tari și de care vreau să-ți vorbesc în această seară. Paraziții intestinali, prima carte.
La îndemână. O iubesc pe doamna doctor Virginia Faur. Doamna doctor Virginia Faur are mai multe cărți care mi-au fost de căpătâi atunci când am început să învăț nutriția. Culmea e că în cercetările dânsei descopeream chestiuni pe care le regăseam în cărțile lui Colin Campbell, Patrick Holford. Se vorbea aceeași limbă. Respect, o iubesc pe doamna Virginia Faur, de la Lugoj, în general îmi îndrum pacienții la diverse afecțiuni să meargă pe la dânsa pentru că are rezultate extraordinare. Adevărul despre alimentație. Suntem ceea ce mâncăm și ceea ce vorbim și ceea ce gândim. Dar acum este despre ce mâncăm. Pagina 287, Sângele, izvorul vieții. Paraziții intestinali reprezintă o altă cauză din cauza îmbolnăvirii corpului fizic. Virusuri, bacterii, viermi, fungi, protozoare și vialte viețuitoare supraviețuiesc în corpul nostru datorită mediului acid din interior. Deșeurile lor, precum globulele albe care luptă să le anihileze, precum un plus de, dau un plus, creează un plus de aciditate. Pur și simplu, paraziții se hrănesc cu alimentele noastre. Gândiți-vă la agenții patogeni, nu rezistă în mediul alcalin 7,35-7,45. Așadar, nu de germeni să ne ferim, ci de greșelile care generează surplusul de aciditate în sângele nostru și de-a parte de la parametrii normali. Alcalinizarea sângelui este condiția primordială a sănătății. Paraziții intestinali. Pe 15 noiembrie începe postul. Unii dintre noi postim, alții dintre noi ținem dietă, da, e în regulă, fiecare după propria lui năzuință și e fiecare dintre noi de admirat pentru lucrarea pe care o face. În 15 noiembrie începe și o deparazitare de viermi intestinali. Ce vă recomand, dacă n-am făcut-o în septembrie, când este optim, în septembrie și martie ar fi optim, acum, pentru că nu vom consuma proteină de origine animală, este extraordinar să ne gândim la nicvorm. Nicvorm luat într-o doză dimineața, într-o doză seara, după 7 zile din nou repetăm. Este importantă această deparazitare, da, medicii pediatri o recomandă copiilor mici, este important să ne reamintim și noi să facem lucrul acesta, dacă nu de 2 ori pe an, măcar o dată pe an. Mai există și giardinofitul, după formula academicianului Ovidiu Bojor. Giardinofitul însă are o procedură de administrare care e un pic mai complicată pentru mine, de exemplu, și prefer acest medicament, nu știu dacă e medicament, terapie de eliminare a paraziților intestinali cu acest produs ayurvedic, Nicvorm. Pentru mine, Nicvormul este wow ca și eficiență, nu doar pentru remediul de parazitare viermi intestinali. Eu personal l-am folosit și în lupta cu Helicobacter pylori. La mine a funcționat. Acea miere de Manuka 500 cu acest nicvorm administrat, nu mai știu exact cum scrie pe prospect, cum anume ar trebui, pentru mine a fost wow, a funcționat acum mulți ani și sunt super recunoscătoare că avem astfel de produse la îndemână. Hidratare, ceaiuri din plante, ceai gastric, ceai hepatic, ceai de organism purificat, ce vrei tu, hidratare, ceaiuri, deparazitare de viermi intestinali. Mai apoi, mi-aduc aminte, pentru că l-am pomenit de Colin Campbell, mi-aduc aminte că atunci când a venit în România și l-am auzit și l-am văzut live în Brașov, a fost wow pentru mine și pentru cei care eram acolo, în Poiana Brașov, ne-am întâlnit câteva zile și o fază drăguță la restaurant, la un prânz, la un moment dat eram șase nutriționiști, dieteticieni din Cluj, din București, Timișoara și toți șase am servit masa și toți șase aveam enzime digestive pe care ni le administram după mâncare. De ce? Și eu m-am întrebat și am stat de vorbă cu doi dintre ei și e clar, atunci când plec undeva și beau o alt fel de apă, mă hrănesc diferit, îmi iau enzime digestive pentru a-mi asigura un tranzit eficient. Dragii mei, aveți probleme cu digestia într-o formă care vă mai dă uneori semnale că ceva n-ar fi în regulă? Ok, enzimele digestive sunt extraordinar de bune.
Recomand, fără să am niciun fel de dubiu, Enzimes, care îl găsiți pe piață și care are o combinație de papaya, ananas, ghimbir, sunt mai multe și personal l-am folosit. Acum nu mai am nevoie, slavă Domnului, dar este excelent în reglarea enzimatică. Dacă mergem pe apă, dacă mergem pe ceaiuri din plante pe care le schimbăm periodic, le folosim 10-2 săptămâni, apoi le schimbăm, facem cure indicate, este extraordinar să nu vă abateți și să nu ne abatem de la acest obicei atât de fain. Cimbru miroase foarte bine. Ce este foarte important după deparazitarea de viermi intestinali, după existența unor enzime digestive, folosirea probioticului. În microbiom vorbim de populații de bacterii care unele dintre ele ne facilitează și ne consolidează existența, iar unele dintre ele sabotează starea noastră de bine, sabotează la nivel celular, celula biologică a fiecăruia dintre noi. Avem nevoie de bacterii bune. A doua carte pe care ți-o recomand este extraordinar de bună, este una care mi-a schimbat viziunea, ca să spun așa, sindromul GAPS. Sindromul GAPS, sistemul digestiv și problemele psihologice. Dr. Natasha Campbell McBride are o poveste personală, are un copil cu autism, are propria ei încercare și izbânda în a-și trata copilul și a trata mai departe oameni cu probleme la nivel de autism, dislexia, ADHD, depresie, schizofrenie. Tubul digestiv este în strânsă legătură cu sistemul nervos. Foarte important, de exemplu, ne spunea domnul profesor acum 2 săptămâni, domnul profesor universitar Goldiș, că un pacient cu colon iritabil atunci când pleacă în vacanță nu are nicio problemă de digestie. Atunci când se întoarce și își reia activitatea, cunosc eu pe cineva care e foarte aproape de mine, significant other, care de fiecare dată când e un stres are probleme și manifestarea colonului iritabil este în toată splendoarea, din păcate. Starea noastră emoțională, felul în care gestionăm emoțiile, felul în care ne adaptăm și controlăm stările, emoția, controlul exercitat la nivel conștient, facilitează dezvoltarea populațiilor de bacterii din tubul digestiv. Neurotransmițători esențiali, care joacă un rol cheie în chimie interioară, internă, sunt produși la nivelul tubului digestiv, sunt produși în pereții stomacului, sunt generați de această rețea legătură. E foarte important să reglăm tot ce ține de digestie, să avem o digestie bună, pentru că în momentul acela începem să funcționăm cu o claritate și creativitate super bună. Cum te simți? Exact așa cum îmi e digestia. Și e pe bune. Știm asta. Dacă nu funcționează digestia bine, nu o să fii creativ și nici jovial, că n-ai cum, pentru că ceva te împiedică să faci asta. Ce ne spune Natasha? Probiotice. Un probiotic bun ar trebui să conțină cât mai multe specii diferite de bacterii. Intestinul uman conține sute de specii diferite de bacterii cunoscute. Trebuie să încercăm să ne apropiem cât mai mult de această țintă. Diferitele specii de bacterii probiotice au diferite puncte forte și mai puțin. Dacă avem o combinație bună, avem mai multe șanse să obținem beneficiul maxim. Un amestec de specii din diferite grupuri de bacterii probiotice este mai benefic decât unul singur. Când ne luăm un probiotic, avem nevoie să fie lactobacil, bifidobacterii și bacterii din sol. Un probiotic bun ar trebui să aibă o cantitate mai mare de 8 miliarde de bacterii pe gram. Acum se spune că este bine să depășească chiar 10 miliarde de bacterii pe gram. Trebuie ca bacteriile probiotice să fie în cantitate suficient de mare pentru a vedea o îmbunătățire. Dacă simți că nu ai energie, că nu funcționează bine digestia, că, nu știu, ceva ar trebui îmbunătățit și schimbat, poți începe cu un probiotic. Însă, fii atent, nu e vorba de să se distrează undeva la desene, de la 8 la 8 jumate se uită la desene. Nu e vorba de o lună de zile, nu e vorba de 2 săptămâni, de 3 luni.
dacă am perturbat și am schimbat ceva la nivelul florei bacteriane în ani de zile, gândește-te că minim 6 luni te împrietenești cu un probiotic și că ești cu ochii pe tine să vezi ce transformări, prin ce transformări treci și ce se întâmplă în corpul tău. Da? E foarte important. O carte excelentă. Excelentă. Vorbește despre are și rețete foarte multe, vorbește foarte mult despre acest protocol GAPS, dieta antiinflamatoare, ce se întâmplă cu lactatele, transformările, da sau nu, planul de introducere ulterior după ce le scoatem lactatele și apropo de asta, pornim din 15 noiembrie 30 days lactose free pe grupul Dietetica. Am acest gând, nu am parcă energie să scriu o carte data asta, dar cine știe, dacă voi îmi dați energie, poate că facem împreună și această provocare. Deci din 15 noiembrie, că tot începe postul, l-aș lega și l-aș împleti cu 30 de zile, 30 days lactose free, să vedem cum ne simțim și fără această informație. Sunt mai multe lucruri pe care le-am subliniat în această carte, dar vreau să-ți citesc ceva. După cum știm, rădăcinile unui copac sunt invizibile, ascunse în pământ și joacă un rol major în menținerea sănătății fiecărei ramuri, fiecărei frunzulițe, a fiecărei frunzițe din acel copac, indiferent cât de îndepărtat ar fi aceasta de rădăcină. Prin analogie, multiplele funcții ale florei bacteriene intestinale se răsfrâng în organism, dincolo de sistemul digestiv. Să aruncăm o privire asupra uneia dintre cele mai importante ramuri din copacul organismului nostru, sistemul nervos și următoarea, sistemul imunitar. Dragii mei, nu glumesc. Când e bună digestia, e bună și gândirea și stă bine și imunitatea noastră. Cea de-a doua recomandare de carte pentru astăzi, excelentă, da, excelentă, e musai să o ai în vedere atunci când vrei să înveți mai multe despre partea de digestie. Am și a treia carte, Beau o gură de ceai și merg mai departe. Pe puncte și pe ce consider eu că este cel mai important în alimentație. Văd că suntem 170 de oameni live, mă uit la fiecare în ochi și vă mulțumesc pentru că suntem aici împreună. Săptămâna viitoare vreau să vă propun o întâlnire de Q&A, întrebări și răspunsuri. Săptămâna viitoare aștept niște întrebări bune, pentru că este excelent să ai întrebări bune și apropo de întrebările bune, dacă nu ai văzut interviul de pe Cult Art alături de Tania Tunaș, ar fi fain să te uiți 50 de minute la ce am vorbit acolo împreună. Mama m-a sunat și mi-a vorbit cum n-a făcut-o niciodată. Cred că a fost un interviu foarte bun, cu niște întrebări foarte bune și pentru asta îi mulțumesc, Tanii. Vreau să vă spun ce am învățat eu, legat de nutriție și ce este foarte important. De 3 zile îl ascult pe David Sinclair. Îl am aici în spate. Lifespan. Lifespan este o carte de căpătâi pentru mine. Am descoperit-o acum prima și jumătate de după ce a fost tradusă în limba română. Am așteptat-o în limba română pentru că este o carte destul de tehnică și mi-am dorit să o citesc în limba română. Îl ascult pe David Sinclair, care este un expert în longevitate. Mă rog, o să-ți povestesc despre el în edițiile următoare. Și ceea ce este extrem, extrem de important, hidratare, ceaiuri din plante, deparazitare viermi intestinali, enzime digestive, probiotice. Mănâncă mai puțin. Gândește-te, te rog, că 2 mese plus o gustare sau 3 mese sunt mult, mult și bine integrate. Gândește că David Sinclair, care arată la 52 de ani, de parcă ar avea 35 de ani, mănâncă 2 ore din 24 de ore. Omul ăsta trăiește de nu știu câți ani mâncând 2 ore din 24 de ore. Bea ceaiuri, cafea, apă și mănâncă doar între ora 5 și 7 seara. Mi se pare fabulos, mi se pare extraordinar. Sunt în continuare un promotor al acestei a sări peste o masă. A sări din când în când peste o masă, a ține o zi de apă, a merge pe această pauză pentru sistemul digestiv, care el să se refacă, să se curețe, să se optimizeze ca funcționalitate. Deci dacă au fost 5 puncte, apă, ceaiuri, deparazitare viermi intestinali, enzime digestive, probiotice, vin și-ți spun, mănâncă doar 2 sau 3 mese pe zi, ține
din când în când, sări peste o masă sau ține o zi doar cu apă. În fiecare zi, o salată de crudități. În fiecare zi, prebioticele acestea luate din fibre. Cum să ne hrănim și cum să primim viață, dacă nu din enzimele digestive, care le găsim în primul rând în salată. Mă fac mai confortabilă, că deja m-a prins și discuția, îmi place foarte mult. În fiecare zi să ai această salată de crudități. Am avut astăzi la prânz o salată de varză roșie cu morcovi. Doamne, deci de vreo 3 săptămâni am la 2-3 zile sau 3-4 zile din săptămână salată de varză roșie cu morcov ras. Este the best of. Varza aceea roșie cu toți polifenolii din culoare. Ai văzut cum se, când o speri, ce culoare lasă, exact ca și afinele. Dragii mei, dacă nu e varză roșie cu morcov, să fie varză albă cu morcov ras. Dacă nu, să fie țelină cu morcov ras. Dacă nu, să fie frunze verzi pe care le luați acum. Nu știu, acestea sunt salatele pe care eu le prefer în această perioadă și pe care vă îndemn să le savurați. Indol 5-carbinol, care se găsește în varză, și sulforafanul, care se găsește în frunzele acelea verzi de cale, chel, de exemplu, sau în brocoli, e musai să vă uitați după aceste frunze, aceste legume și să le aveți în dieta voastră. Înainte de fiecare masă, ar fi extraordinar să introduceți ceva crud, să aveți ceva crud înainte de fiecare masă. Poate fi un morcov tăiat sticks-uri, poate fi un castravete, poate fi un gogoșar acum, pentru că sunt în plin sezon, poate fi, bucurați-vă de ceva crud. La un moment dat am aici, dacă găsesc, că mi-am lătat, făcut multe notițe, în timpul în care vă mărturisesc că mă uitam și la Simona Halep, m-a câștigat un meci și m-am bucurat foarte tare să o văd câștigând, o iubesc foarte tare și o văd la anul câștigând încă un Grand Slam. Am deschis cartea, uitați-vă ce există aici. La nivelul fiecărui segment din tubul digestiv, da, la nivel de segment, ce se întâmplă în gură cu amidonoasele, dar cu grăsimile? Ce se întâmplă la nivel stomacului cu amidonoasele, cu grăsimile? Sau cerealele, orezul, câte glucide, câte proteine, câte lipide are? Bineînțeles că informațiile astea le găsim și pe net, dar sunt foarte prețioase și într-o carte cum e aceasta. Ce este foarte important dacă ne gândim la nutriție, 2 mese, maxim 3 pe zi, ceva crud înainte de fiecare masă, o salată de crudități în fiecare zi, varză murată, probioticele naturale, cât mai mult să le aveți în digestie. Dacă aveți probleme cu aciditatea, de exemplu, întotdeauna un păhăruț de varză murată înainte de masă este wow, super sănătos și super reglează super bine sucul gastric. Sunt multe lucruri mărunte care pot face diferența la Clinica Mayo. Mă uitam că e și 28. Clinica Mayo. Cu siguranță, cei care sunteți pasionați de nutriție ați auzit despre Clinica Mayo, bolile digestive, soluție practice. Vă spuneam că sistemul digestiv are... Când avem probleme cu digestia, avem nevoie să ne gândim odată ce se întâmplă în... la nivelul tubului digestiv, ce se întâmplă cu dieta noastră și ce se întâmplă în emoțiile noastre, în mintea noastră, în adaptarea noastră la mediu. Bolile digestive la Clinica Mayo sunt tratate și spune așa: beți 8-10 pahare de lichide pe zi, pașii, da? O clinică celebră în lume. Mâncați alimente bogate în fibre. Dacă aveți probleme cu digestia fibrelor, dacă aveți sindromul colonului iritabil, introduceți fibrele pas cu pas, de la o zi la alta, mai o linguriță în plus, cum se spune. Da? Bucurați-vă de mese regulate. N-aveți nevoie de 2-3 mese pe zi, maxim. Da? De 3 ori să vă puneți la masă. Nu mâncăm între mese. 30 days discipline with love, nădăjduiesc să nască o psihologie a disciplinei pe care să o pot veni către voi la anul viitor ca și o carte, să ajute Dumnezeu. Bucurați-vă de mese regulate, faceți exerciții fizice în fiecare zi, dați ascultare chemării naturii, plimbare, oxigenare, alergare,
respirați, reduceți stresul. Oricum am privi nutriția, din orice unghi, ea este de valoare și avem nevoie să o învățăm cu toți în vremurile astea în care mâncarea este o ispită permanentă. Vrem să ne menținem sănătoși și longevivi? Vrem să prevenim bolile? Nutriția este prima pe listă. Avem o disfuncție, avem o boală, pe lângă tratamentul alopat, nutriția este de braț în procesul de vindecare. Am convingerea că ceea ce facem noi aici împreună, că ceea ce eu vă dăruiesc din ceea ce știu, cărțile pe care vi le recomand, mesajele pe care le primesc de la voi îmi confirmă că suntem mulți care am înțeles acest lucru. Nu așteptați de la medicii dumneavoastră să vă dea aceste informații. Sunt puțini la cât de multe cazuri sunt. Au atât de puțin timp ca să se ocupe și de acest aspect. Când aveți o afecțiune cu tratament alopat, nu ezitați să căutați un coleg din breasla mea, un coleg nutriționist, dietetician, ca să vă ajute, un consilier de nutriție ca să vă ajute. O oră poate însemna schimbare de drum cu tot. O oră. Gândiți-vă că atunci când avem deja un tratament alopat, medicul nostru specialist nu are efectiv timp să meargă și pe această parte a nutriției, dar pe voi nu vă oprește nimeni să cereți ajutor. O singură oră poate fi absolut, eu știu ce se poate întâmpla într-o singură oră de terapie, de consiliere. Vreți să trăiți bine, sănătoși, vreți să aveți grijă de voi, respirați, iubiți, beți apă și hrăniți-vă conștient. Dragii mei, despre asta a fost întâlnirea de astăzi. Sunt 4 întâlniri legate de sănătatea tubului digestiv. Te invit pe canalul de YouTube să le urmărești acolo și te invit pe canalul de YouTube în cazul în care nu te-ai uitat săptămâna trecută să revezi ceea ce noi am povestit aici legat sau eu v-am povestit, dar să știți că mă uit și citesc și sunt atentă la fiecare dintre mesajele voastre. Săptămâna trecută am vorbit despre frică, despre anxietate și vă mulțumesc tuturor pentru că ați apreciat acel material pe care vi l-am prezentat, acea comunicare pe care v-am spus, acele informații pe care am simțit să vi le ofer. Am fost super bucuroasă să primesc, am primit foarte multe mesaje că a fost o întâlnire eficientă. Am fost coerentă în explicații, ați primit informațiile mele cu brațele deschise. Nădăjduiesc ca și acum, legat de sănătatea tubului digestiv, să fi plecat cu informații care să vă fie de folos. Despre mâncare putem vorbi multe ore și promit să vorbim. Dacă ai întrebări legate de aceste subiecte, legate de anxietate și de frică, pentru că se leagă foarte mult de flora bacteriană, legate de digestie și sănătatea tubului digestiv, te rog să te uiți vis-a-vis de suplimente. Am văzut că este o întrebare. Suplimentele, le-am vorbit despre suplimente în prima întâlnire, dar săptămâna viitoare sunt deschisă să facem un Q&A. Așa că săptămâna viitoare, dacă voi reuși, voi pune chiar link-ul să intrați pe Zoom, dacă nu aștept întrebările voastre în privat, în ziua de marți, dacă puteți, ca să nu mă împrăști foarte mult cu informația. Marțea viitoare aștept întrebările bune, aștept să-mi pui o întrebare bună, orice gând pe care l-ai avea într-o discuție cu un consilier de nutriție, un nutriționist, un psihonutriționist sau cu mine, hai să mi-o adresez și hai să o punem în discuție. Pe toți vă îmbrățișez, vă doresc să aveți grijă, multă sănătate și să aveți grijă de această sănătate. Prevenim prin felul în care trăim, vindecăm conștient atunci când ne dorim cu adevărat să facem asta. Dragii mei, vă mulțumesc, mă îmbrățișez cu ceaiul, să ne ducem înspre cei dragi ai noștri, să întoarcem în familie cu un ceai bun și cu bucuria de a sta și de a petrece un pic de răgaz împreună. Mă duc să iau pe Saskia de la desene. Vă pup și vă mulțumesc pentru că ne însoțim aici împreună. Mai bine!